India are șanse să se califice în sferturile cupei, spune fostul fundaș al micului Ajax, Remus Gâlmencea, înainte de cel mai așteptat meci al Târgoviștei din ultimul deceniu și jumătate. Gâlmencea, care a promovat cu Chindia în Liga 1 în 1996 ca jucător, activează acum la centrul de copii și juniori al clubului târgoviștean. Tehnicianul a prefațat pentru MDITV disputa din 29-30 octombrie. Au șansa lor, însă e foarte, foarte greu dintr-un singur punct de vedere. Pentru Dinamo e cam ultima variantă Cupa României. Vă dați seama, și ei o să joace cu tot ce au mai bun, o să concentreze, o să joace la capacitate maximă și eu zic că o să fie un meci dificil pentru Chindia. Un material mai amplu cu Remus Gâlmencea despre confruntările Chindia-Dinamo din anii 90 în știrile din Sport de vineri.